Timp de 2 ani, locatarii blocului de pe strada Suveranității 5 au sesizat administrația publică locală de problemele cu care se confruntă, însă fără rezultat. Nici până în prezent ele nu au fost soluționate și nici nu se știe când vor fi întreprinse careva măsuri în înlăturarea lor. Mizerie, lipsa unui teren de joacă pentru copii, parcarea ilegală a automobililor sunt doar câteva din problemele cu care se confruntă locatarii blocului de pe strada Suveranității 5. Amintim că săptămâna trecută primarul de Glodin, într-un interviu realizat de noi, a declarat că până la 1 septembrie problemele date vor fi soluționate. Pentru oamenii noștri trebuie să fie o situație care îi îmbucurează pe toți și alături de casele lor. Atât vă spun încă o dată, îi luăm la control și cred că o să delătrăm întrebările care au ridicat oamenii din la Suveranității 5. Am înțeles că au depus o plângere și ați spus că până la 1 septembrie o să rezolvați problemele. Înseamnă că asta cu transportul, nu așa mai departe, dar azi încât e. Încă nu e 1 septembrie. Dacă așa e. Deplasându-ne la fața locului, am constatat că situația nu s-a schimbat, iar locatarii blocului sunt indignați și descurajați de faptul că problemele lor sunt neglijate. Primarul a obișnuit să facem dvor. Надо было, чтобы он требовал бизнесменов, которые нам испороли двор. Они не хотели сделать. А и примарь обещает, а сделать не сделает. А мы все здесь старые, все почти на пенсии. Ходить не можем даже. Везде спотыкаемся, ямы. Как можно так жить больше? Вот мы все ждали, вот пройдет праздник 1 сентября. Но есть другие специалисты, примарь наш занят, у него тысячи и тысячи вопросов. Но есть люди, которые там... получает зарплату и отвечает за поручение примаря, который должен проконтролировать это, нашу проблему, которую мы уже 2 года просим решить и письменно, и устно. Ничего не решено до сих пор. Неужели трудно дать авторизацию на установку знака «Въезд запрещен» или объяснить нам, как дальше быть с площадкой детской? Как нам жить в этом дворе? Проблема наша не солюционат. Как у нас, как у нас мерз машины, а и мерз, как нау копии, где се жука около, а и нау. Ной ям пус петре около, ам аступат, ам închis. Скобара шоферу де машины, де петре ла о парте, и мерже унде требу, и ку че битеза вре. Навем кум скоате чева афара, спалатури. Кум креде, ce ar trebui să se întreprinde pentru ca problemele noastre să fie soluționate? Să ne audă. Să ne audă primarul. Doamna Maria, de câte ori ați apelat la dumnealui? De trei ori. Înscris și oral și... Și niciodată nu a fost? A fost aici, a fost și ne-a promis că ar să fie și ar să fie peste o săptămână și pe urmă ar să fie până la 1 septembrie. De menționat că situația dată este caracteristică pentru majoritatea terenurilor adiacente blocurilor de locuit din Glodeni. Marina Lazar, Sergiu Muller, pentru Știrile TV.